Emoții pentru absolvenții liceului teoretic Traian Lalescu din Hunedoara, care au avut parte de o festivitate deosebită, acum la finalul celor 4 ani de liceu. Evenimentul a avut loc în curtea exterioară a Castelului Corvinilor, iar alături de cei care își iau acum rămas bun de la cei mai frumoși ani, cei de liceu au fost familia, rudele, prietenii și colegii. Atmosferă încărcată de emoție, zâmbete pentru ceea ce au însemnat cei 4 ani de liceu, dar și lacrimi pentru că s-a încheiat cea mai frumoasă perioadă a adolescenței. Cam așa se poate descrie în doar câteva cuvinte evenimentul ce a avut loc în curtea Castelului Corvinilor cu ocazia absolvirii elevilor de la Liceul Teoretic Traian Lalescu din Hunedoara. Vă rog să-mi permiteți să vă transmit salutul domnului primar al municipiului Hunedoara, Dan Bubuțanu. Domnul primar apreciază ceea ce se întâmplă în școlile din municipiul nostru, sprijină și susține promovarea excelenței. Dragi elevi, sunteți într-un moment deosebit al evoluției dumneavoastră. În această minunată zi de mai, ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră și să împărtășim emoțiile pe care le aveți la sfârșitul celor 4 ani de liceu. În cadrul evenimentului a avut loc și festivitatea de premiere a celor mai merituoși elevi. Iar la final, toți absolvenții clasei a 12 au aruncat tocile înspre cer, pășind astfel spre un nou capitol din viața lor.